foarte ușor. Păi haideți să povestim. Deci noi suntem niște activiști, protestăm aici în timpul refugiații de la Cefeș și este un protest absolut pașnic, deci nu scandăm absolut nimic, nu avem niciun fel de obiecte care ar putea să spună calitatea instituției. Tot ce se întâmplă aici este... Certez pentru repezată pentru ăștia nu-i de la Răzăneța. Să stați, ce-ți să-mi zici de ce, de ce te afli aici? Vrem să trăim într-o țară fără ceanură. Pe lângă Certej există mai multe posibile exploatări. Toată mai știe de Roșia Montană. Mai sunt la Băița, la Rovina. Noi considerăm că prin avizul ăsta de mediu de la Certej, guvernul încearcă să dea un fel de undă verde pentru alte exploatări miniere pe bază de ceanuri și nu vrem. Nu au fost consultări publice, nu s-a respectat legislația, nu au toate actele necesare. Cât aveți de când să stați aici? Cât este necesar. Nu e chiar confortabil pentru mine. Așteptați, nu mă desfaceți. Se poate să fie și fără. Într-adevăr, aceasta este o metodă prin care v-am adus la cunoștință solicitările noastre, care dacă nu sunt luate în considerare de pe guvernul României, ajungem în astfel de situații în care avem de-a face cu proteste radicale, tocmai ca guvernul să susțină ceea ce la începutul mandatului său spunea, și anume că suntem extrem de precauți cu aprobarea proiectelor miniere în România, lucru care nu s-a întâmplat în momentul de față.